O autospecială de intervenție pentru salvare de la înălțime, 4 autospeciale cu apă și spumă și echipament de salvare pentru mijloace aeriene, toate aceste dotări predate marți la Giurgiu reprezentanților inspectoratelor pentru situații de urgență din județele riverane Dunării, fac parte dintr-un proiect finanțat prin programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, un proiect cu o valoare totală de peste 11,5 milioane de euro, ce are ca obiectiv îmbunătățirea pregătirii și intervenției la urgențe. Noile dotări au fost predate în prezența autorităților locale giurgiuvene, a reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe și, evident, a șefilor pompierilor români și bulgari. Apreciez faptul că ați ales municipiul Giurgiu pentru desfășurarea acestei activități și le mulțumesc tuturor celor care se implică în derularea proiectului GEN. Cu certitudine că inspectoratele pentru situații de urgență, în calitate de beneficiari ai proiectului, își vor îmbunătăți semnificativ capacitatea de intervenție în situații de urgență. Ние направихме първата крачка с този проект. Noi am făcut primul pas prin acest proiect. Предстоят ни втора, трета, още много крачки. Urmează să facem pasuri, 2, 3 pași următori. Така, че нашите служби да получат най-доброто. Astfel încât inspectoratele noastre să primească tot ceea ce este mai bun. И да окажат най-високата услуга на нашите граждани. Și să fie capabile să asigure cele mai bune servicii în sprijinul cetățenilor noștri. Scopul esențial al proiectului. Главният цел на проекта. Intervenția mai rapidă în situații excepționale. По-бързата intervenție va fi izvădrenii situații. Pentru protejarea cetățenilor de pe ambele granițe. În spatele acestui proiect a fost o muncă foarte multă, o muncă asiduă, desfășurată și de parte și de cealaltă, de colegii din Bulgaria, de colegii mei de România, un motiv pentru care le mulțumesc. Am convingerea că acest proiect se va derula și se va încheia în termenul prevăzut, în condiții normale. Dotările care vor fi achiziționate din fondurile proiectului vor ajuta substanțial la reducerea timpului de răspuns și la asigurarea unor performanțe superioare celor de până acum. După discursurile oficialilor a urmat o scurtă prezentare a noilor echipamente, iar cei doi generali au ținut să testeze personal autoscara mecanică Magirus, moment gustat de toți cei prezenți. Thank you.